sunt game astăzi alături de iubita mea Ioana. Bună. Mulți dintre voi nu știți, mulți dintre voi cred că ați ghicit că ea e iubita mea. Și astăzi suntem în Sri Lanka. Dacă nu știți unde e Sri Lanka, nici eu nu știam inițial. E cam departe, e lângă India. Și având ocazia să experimentăm mâncăruri din alte culturi ale lumii, am zis să facem și un videoclip în care le încercăm. Avem tot felul de nebunii, chipsuri din astea, iuți, chestii ciudate, fructe. Uitați-vă un pic la fructul ăsta, uitați-vă cât de dubios arată. Și au tot felul de chestii interesante, spre exemplu, nu știu, napolitane roz. Și să nu mai zic de sosuri, au toate sosurile din lume, ei mănâncă foarte, foarte iute. Și au un miliard de sosuri de chili, foarte șmechere, toate sunt geniale. Bun, hai să începem. Înainte să începem, vreau să menționez faptul că a trebuit să aștept 2 zile ca să pot să gust chestia. Îți vorbești tu mai tare, mâncați așa. Da. Haideți să începem. Cu ce vrei să începem? Știu că tu chiar vrei să mănânci din chestiile astea. Vrei să începem cu ele? Da. Peștea miroase ca să mănânc pe drum, dar cineva nu m-a lăsat să iau. Ok, hai să vedem cu ce te lauzi. Oh! Te rog. Așa arată, e un chips. Foarte bun. Sunt iuți și sunt tari. Au gust de pufule să mătunci cu pizza, doar că sunt mai iuți. Da, uitați, așa arată. Și sunt foarte tari. Pentru că am stat 2 zile după ei. Și sunt iuți rău și eu nu mănânc iute deloc și sunt... Pentru a stinge această iuțeală cruntă, am luat niște... Era să-mi cadă cuțitul pe picioare. Era să-mi tai piciorul. Pentru a stinge iuțeala, am luat un guava nectar. Arăta foarte șmecher, nu știu ce guava. Nu știu doar pe youtuberul ăla Guava Juice, nu știu dacă știți, e foarte tare. Și am zis, guava nectar, hai să vedem cum e. Și arată chiar foarte bine. Și guava sună fruct foarte bun și foarte exotic. Bă, e ok, nu știu. E dulce, e bun, nu pot să vă descriu gustul, care gust de guava, efectiv, nu știu. Ia gură. Are gust de un fel de mango. Un mango cu pepene galben, așa, un pic. Ce rând le dai la astea? 9. Eu le dau vreo 7, nu prea mi-a plăcut. Continuăm cu aceste chestii, se cheamă Talabones. Nu știu ce sunt, dulci, iuți, acre, amare, habar n-am, există un singur mod de a afla. Ok, par niște chestii cu susan, nu știu. Da. Hai să vedem. Oh, sunt tari. Știi batoana aia de susan care se vând la Castel Peleș? Da. Astea sunt. Da. Și sunt la fel de nașpa. Sunt oribile. Chiar sunt oribile, mai vrei? Nu. Îmi pare rău, nu ați trecut. 4 din 10. Le dau un 6. Nu, sunt groaznice. Sunt ok. Pentru a stinge din nou avem niște fructe exotice, mă rog, pe lângă pepenele roșu, pentru că el nu e exotic. Avem aici, din păcate e tăiată și nu vă pot arăta, niște papaya. Ai mâncat vreodată papaya? Bine, tu da. Voi ați mâncat vreodată papaya? Scrieți în comentarii dacă ați mâncat vreodată papaya. Iau papaya. Urez papaya. Ador papaya. Un milion din 100. E foarte bună. Nu-ți place? Are gust de săpun. E puțin acru, dar puțin dulce. Dar mai mult acru. Dar nu acru bun. Acru nașpa. Avem aici, în continuare, niște lăptic. Avem vanilla milk și avem strawberry milk. Nu sunt foarte specifice locului, dar nu le-am mai văzut niciodată, strawberry milk și vanilla milk. Este real Sri Lankan milk. Da, deci este lapte din Sri Lanka și de obicei chestiile de aici au un gust total diferit. Am fost la un restaurant popular fast food din... și bă, a fost absolut genial, gen. Am fost de 100 de ori mai bun decât în România. Tu ce faci, mă, îl guști înainte să... N-am gustat. A fost absolut genial, era efectiv carne pe bune, mult mai bun decât ce avem noi în România. Bun, hai să încercăm acest laptic. Mamă, ce capac nașpa are, gen de la de te face nașpa pe mâini. Mulți ani, da, Doamne ajută. Cum e? Ai gust de milk shake lăsat la căldură. Bă, da, dar zice shake well before. Poate s-a schimbat ceva. Nu știu să-l gust pe aia cu banane. Cu vanilie. Oh. Ia să vedem asta cu căpșuni. E mult mai bună asta. Da? Da. Eu cred că e cu banane. Da, e mai bună ăla, e mult mai bună ăla. Știu ce are gust, are gust de Actimel, boss. Dar e un Actimel de 5 ori mai mare.
fracțiunea lui mai bun decât ăla. Da, da, și ăsta e foarte bun. Trebuie să recunoști. Da, este bun. Da, ăsta 6 din 10, ăla vreo 8-9. Da. Cred că acum este cazul să încercăm, dacă am încercat strawberry milk, este cazul să încercăm și strawberry wafers. Napolitane! Roz. Roz, cu căpșuni. Hai să vedem. Chiar sunt roz, ce să vezi? Păi cum era să ne mintă să nu fie roz? Cred că o să fie doar cu căpșuni. Ok. Uitați, sunt roz. Chiar sunt roz. Și miros bine. Da, miros la căpșuni. N-au gust de nimic, nu ți se pare? Parcă n-au cremă înăuntru. Păi nu prea au. Cred că doar colorate și atât. Cred că au un pic de cremă, dar nu foarte multă. Oricum, slăbuți, foarte slăbuți, dezamăgitor. Bun, continuăm cu potato toffee. Bănuiesc că sunt niște caramele din cartofi. Au și preț, sunt 90 de rupii. Înseamnă jumătate de euro aproape. Jumătate de euro înseamnă 2 lei. Hold! Te-ai speriat? Da, m-am speriat. Bun, hai să le încercăm. Așa, una. Oh. Nu sunt rele. Este caramele așa ciudate, dar se putea și mai rău. Dar și mai bine. Sunt oribile. Da, ok, dacă mănânci mai mult de o gură e nașpa. Nu vă luați astea, dacă veniți pe aici. Continuăm cu acest dulce numit Pica, de la firma Bica. Și e ceva cu barbecue și cu porumb. Așa arată. Pica, de la firma Bica. E un pufulete mare. Deci am impresia că o să fie foarte de mimuri cu pufuletele astea. Vă rog, nu faceți mimuri. Mie mi se pare bun. E un pufulete cu barbecue. Chiar e șmecher. Interesant. Și cred că a fost 50 de rupii, un cent. Nu știu cât a fost ăsta. Continuăm cu ultima chestie ambalată pe ziua de azi. Avem Taraguli. Taraguli, nu știm ce e. A, scrie Gingerly Rolls. Arată ca niște pocnitori. Da, chiar da. Hai să vedem ce sunt astea și dacă-s bune de ceva. Sunt ambalate așa, în hârtia asta obosită. Oh. Ce-i asta? Nu, nu. Ce-i asta? Uitați-vă la asta. Cred că o să aibă fix aceeași gust ca biluțele. Nu. Salată de vinete. Oribilă salata de vinete, mi se face rău. Și uite, și uitați-vă ce fructe urmează. Cum e? Nu știu ce să zic. Băi, mai crede că mă așteptam. E dulce. Foarte dulce. Da. Bă, am cea mai mică gură posibilă și e mega, mega dulce. Pe fiecare rând sunt două straturi de taraguri, deci... Da, este extraordinar de dulce. Pauălo! Și conține gingeri și coconut jaggery. Da, nu, nu-mi plac, nu-mi plac, extraordinar de dulci. Cu ce să sting? Cu vanilla milk. Mamă, nu bea vanilla milk după aia, e oribil. Mie-mi plac pe alea, chipsurile alea, primele. Mi-e place rău ăsta, ăsta l-aș vrea și în România. Bun, hai să trecem la fructe. Avem aici un fruct care era tăiat, doar că nu știm ce e. Cred că e tot papaya. Zici tu? Miroase a papaya. E mango. Nu, sau, nu știu, nu știu, nu prea are gust de nimic. Bă, ăsta e un fruct care chiar n-are gust de nimic, vreți să vă mint? Și arată ca un pepene galben, dar nu e pepene galben, că n-are este gust. Uguresa. Uguresa ba, nu, verde. Nu știu ce uguresa, uguresa sunt alea alte, stai așa. Ba, asta nu știu ce e, n-am notat data. Nu știu oricum, nu are gust de nimic, nu-mi place. Pepenele roșu nu cred că are sens să-l încercăm, pentru că cu toții știm. Hai să facem un pic de curățenie aici. Cu ce fruct să începem? Cred că am putea începe prin a le spăla. O idee foarte bună. Bun, acum cu fructele mult mai fresh, avem fructul ăsta care Ioana, zi repede cum se cheamă, ai 5 secunde, 1, 2, 3, 4. Kerimor. 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 Ăsta e un kerimor. Hai să-l tăiem, cred că ne-ar mai trebui o farfurie în care să tăiem astea, nu? Bun, a venit farfuria din platou. Haideți să le tăiem, stați așa să dăm astea așa la o parte, să punem farfuria aici, să vedeți și voi cum le tăiem. O să mă bazez pe faptul că nu se mănâncă coaja și nici sâmburii, nu? Ah, am mâncat asta seara, doar că era murat. Eu nu cred că am mâncat. Eu am mâncat. N-are gust nimic. Cel puțin cel murat n-are gust de nimic. Deci cât ai cu fierul strău. Eu tai ceva aici, dar... Are mult sâmbăt. Wow, ok. E un fel de avocado așa înăuntru. Bine, nu chiar, dar... Oh, miroase groaznic. Miroase detergent de vase. Ok, hai să luăm o guriță mică, ce zici? Dar chiar așa vrei să muști? Nu vrei să scoți eu cu cuțitul? Are gust de ghimbir. Tipa de la magazin, vânzătoarea, ne-a spus că acest fruct este dulce.
Noi am crezut-o pe cuvânt, așa că hai să vedem cu ce se laudă. Am luat cea mai mică bucățică posibilă. Chiar are gust de ghimbir și așa un pic iute. Da. Deci că e detergent de vase cu ghimbir. Nu-mi place, e oribil. Da, nici mie. Nașpa. Kerimor, nu ai votul nostru. Urmează rambutan. Rambutan, hai să vedem, fructul cel dubios, fructul mistic. Arată ca un aripi de mare. Da, hai să vedem, îl tăiem pe din două. Ah, am mâncat din ăsta. Am mâncat la un restaurant chinezesc. Ah, ok, deci să atenți, asta e o coajă și înăuntru are gen chestia asta care e moale și înăuntru mai are ceva. Arată ca un capsule, mă zic, dau jos calcul. E foarte bun. Se pun la prăjituri. Ia. Yeah. Și chestia de dinăuntru, cred că se mănâncă, arată ca o alună. Bă, da, chestia de dinăuntru chiar e foarte bună, nu mă așteptam, era, chiar mi-era frică să mănânc fructul ăsta. Dar așa un fel de geleu înăuntru, știi, și e foarte șmecher. Mm-hmm. Bine, ideea e că cred că există un mod mai inteligent de a-l tăia pe jumătate și a-i scoate coaja. Doar că nu știm acel mod, pentru că nici măcar nu știam ce se află înăuntru. Deci le-am dat toate pe jumătate și rămâne coaja asta de la alună înăuntru, știi? Pe geleu și e foarte nașpa coaja. Dar oricum, foarte, foarte șmecher fructul rambutan și chiar are o coajă foarte interesantă. Uitați-vă, haideți să trecem la alt fruct. Avem acest fruct mare și verde care seamănă cu un lime, dar lime-urile sunt mai mici. Ce este? 1, 2, nu știi? Nu. Haideți să-l tăiem pe jumătate să aflăm ce se află înăuntru. E o lămâie foarte verde. Eu cred că e portocale locală, pentru că aseară am comandat un suc de portocale și mi-a zis că e suc de portocale locale și arăta fix ca o limonadă, era galben. Și asta are fix același gust, ca sucul meu. Ua! Ce acru e! Mie nu mi se pare acru. Ua! Foarte bun. E foarte acru. Mie nu-mi place. E foarte acru. Tot ce mi-a plăcut până acum era ambutanul ăla dubios. Dar gen, sigur e portocală. Am găsit. Chiar era o portocală. Ok, nu, e foarte acru, nu-mi place. Hai să trecem la acest fruct portocaliu, care din nou, nu știu ce este. Ioana? N-are nicio idee. Hai să tăiem pe jumătate să aflăm ce se află înăuntru. Asta cred că are ceva în mijloc, că mai mult de atâta nu vrea. Mă, frate, nu se taie ăsta, mă. Ce e asta? Arată foarte uscat. Uitați-vă puțin cum arată și are un sâmbure în mijloc. Ai gustat? Nu știu dacă se mănâncă partea asta. Păi dar care parte să se mănânce? Poate se mănâncă. Dar nu, e o sămânță. Simt de parcă mănânc nu. Nisip. Da, nu, are gust de nisip, nu e bun. N-are evident nimic. Eu, unde mi-e portocala? Îți place portocala aia? Alo! O să mă iau gură de papaya, repede! Bună, rău papaya. Astea mici ce dracu sunt? Uguresa. Știți bune? Ba, na. Arată ca niște struguri. Dar se numesc guresa. Mi-e frică. Ce? Sunt foarte acre și foarte amare și foarte uscate. Mama, acum că ai luat și n-am luat, eu mă simt prost să nu iau, dar mi-o simt prost și să iau. Ce să fac? Ia! A, bine că a luat cea mai mică guriță, cea mai mic colțișor de pieliță. Bă, tot e nașpa. Gen, la fel de nașpa. Nu ne place. Oribil! Uguresa nu ne place. Wow, ok, uguresa nu ne place și mai avem acest fruct care cred că e un lime. Sigur e un lime, galben. Pe acest video îmi voi face o limonadă / suc, pentru că nu știu exact dacă asta e o portocală, dar cred că e o portocală, dar o să fac un suc din ea, pentru că e foarte bună. Da, cred că e un lime. Sigur e un lime. Da, e lime. Ia o gură. Dar știu cum are gust lime. Ia o gură, că e nașpa. Ia o gură. Nu e mega acru? Nu e așa acru. Baaa, nu-mi place, baaa. Când eram mică, îmi tăiam lămii pe jumătate și le mâncam. Cu tot cu coajă. Baaa, le mâncam ca pe mere. Știi că nu-s bune coajele de citrice, nu? De ce crezi că am ajuns așa? Da, ok, fructele din Sri Lanka nu prea ne-au dat pe spate, mai puțin papaya e foarte bun. Și ananasul care crește aici este senzațional. Dar nu, am adus ananas pentru că știți și voi cum arată și ce gust are ananasul, dar de aici e mult mai dulce și mai bun. În schimb, ce mi-a plăcut foarte tare a fost pica, laptele de vanilie. Chestiile astea au fost ok. Au fost foarte bune, mulțumesc frumos. Guava juice, așa. Napolitane, n-am niciun gust. Și da,
Cam se termină video-ul nostru în care mâncăm în mâncăruri locale din Sri Lanka. Dacă v-a plăcut, uitați să apăsați pe acel ton de like. Să dați follow Ioanei pe Instagram, pentru că vrea și ea să facă mai mulți followeri. Să-mi dați și mie follow pe Instagram, Andrei Gavril, you know the drill. Iar noi vom vedea data viitoare. Pa! Am zis că pa! Pa!